Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd puțin care este situația ta în momentul de față și ce urmează să se întâmple în viața ta în următoarele 2-3 zile, din momentul în care tu vizionezi acest videoclip. Să vedem primul mesaj. Bun. Se pare că a început uh, citirea. În momentul de față văd aici că ceva te-a deranjat, da? reacția unei persoane, fie o negociere pe care ai avut-o, dar văd aici niște discuții în contradictoriu sau niște discuții rapide Văd aici niște minciuni pe care cineva ți le-a spus sau faptul că tu te simți trădat, trădată, te simți mințit, mințită de o anumită situație este o perioadă în care, uite, tu văd că îți urmărești propriul interes într-o anumită situație și lași în urmă durerea, lași în urmă suferința, lași în urmă așteptarea. În momentul de față, regele de cupe, o legătură văd aici cu o zodie de apă, rac, scorpion, pești. Este un moment pentru tine de foarte mare sensibilitate, Uh, unii văd că a trecut printr-o despărțire sau lucrurile nu mai merg bine într-o relație. Tot uh, cartea asta poate să vorbească și despre o legătură pe care o ai fie cu zona medicală, fie cu o rudă sau cu o persoană extrem de apropiată de inima ta. Da? Hai să vedem puțin despre ce este vorba aici. Regele de cupe. Hai să vedem despre ce e vorba. Wow! Uh, uite, e ceva legat de o persoană din familie sau este ceva legat de o casă. văd păi aici o persoană sigură pe ea, care ți este alături, care te ajută, uh, dar uite, văd și justiția, deci o legătură cu zodia balanță. Cineva te susține, cineva te ajută într-o anumită situație. Da? Cu toate că, așa cum am spus, toată povestea vine la pachet și cu o supărare pentru unii dintre voi. Hai să vedem exact. Mai vreau o carte. Uite, văd aici o întâlnire recentă pe care ai avut-o, liniștită, relaxată sau o discuție cu o persoană foarte dragă, inimii tale. Fie cu un prieten, fie o discuție telefonică pe care ai avut-o cu cineva anume. Însă văd aici că ai obosit în legătură cu această situație, fie ai obosit pentru faptul că nu reușești să-ți faci o familie sau nu reușești să te căsătorești. Fie aici văd că ai obosit pentru că nu reușești să-ți rezolvi niște probleme legate de rude, legate de casa ta, legate de viața ta în general vorbind, da? Văd aici o durere veche, o durere veche care încă pune stăpânire pe tine. Hai să vedem în viitorul apropiat. 9 de monede. Aici, uite, primești niște bani în viitorul apropiat. Te văd foarte sigur pe tine. Te văd că reușești să-ți recapeți încrederea în forțele proprii. După o lungă luptă, văd că reușești să ajungi acolo unde-ți dorești. 9 de monede înseamnă și acel moment în care Reușești în sfârșit să devii independent sau independentă, fie din punct de vedere financiar, fie emoțional. Hai să vedem. 9 de monede. Văd aici o discuție pe care o vei avea într-un cerc mai mic de oameni legat de bani. Fie pentru unii dintre voi este vorba despre niște studii pe care le faceți sau învățați ceva și asta vă dă mai mare încredere în voi. Dacă ai un examen, dacă aștepți un răspuns, acesta este pozitiv. Uite, avem și soarele, magicianul, dar este o situație în care ți-a fost teamă, o situație în care ai stat, ai așteptat, dar văd în sfârșit o stare de eliberare. O întâlnire văd aici cu niște colegi de la locul de muncă, o întâlnire într-un loc mai luxos sau într-un loc mai scump. Tu ești bine dintr-o poveste. Hai să mai vedem o carte. Ce e cu trei de monede acum? Aici se reia o discuție care ție nu-ți place, da? Nu-ți place. Uite, văd aici că te uiți doar spre partea goală a paharului. Dacă ai avut o suferință în dragoste, văd că în următoarele două, trei zile tu te vei concentra foarte mult pe tine. Te vei aranja foarte mult, vei dori să ieși în evidență, vei dori să îți recapeți această încredere în forțele proprii. Da? Și văd aici, uite, un triumf, o bucurie. Dar hai să vedem de ce te uiți spre partea asta. O legătură văd aici cu o zodie de pământ, taur, fecioară, capricorn, care ori a provocat durere, supărare, Unde este vorba despre un mod învechit prin care cineva acționează. Ai aici legătură cu cineva care te supără. Da? Totuși văd un răspuns pozitiv legat de bani sau un răspuns pozitiv legat de încrederea în tine. Lumea vorbește despre o încheiere karmică. Da? Uh, dar și despre o situație în care, uite, trebuie să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă. Hai să mai vedem care e partea bună a lucrurilor, că există o parte bună. Partea bună a lucrurilor, uite, poate să țină de o persoană dintr-o zodie de apă, rac, scorpion, pești, dar partea bună a lucrurilor poate să țină și de faptul că ai alături o persoană dragă sufletului tău, care te iubește, care te susține. Da? Și uite văd aici un noroc pentru tine. E, no e cu noroc, e cu succes și are legătură cu o mașină, cu un drum, cu un triumf, deci o bucurie pentru tine. Dacă este vorba despre o relație, aici văd că tu vei afla niște lucruri în cadrul unei întâlniri și chestiile astea îți vor provoca o oarecare neplăcere. Este ca și cum îți vor readuce trecutul în, în fața ochilor tăi și pe de altă parte, e bine să te concentrezi, să-ți asculți sufletul, să-ți asculți intuiția. Hai să mai vedem o carte pentru trei de monede. Întâlnire cu niște prieteni, văd aici, niște probleme cu un bărbat sau cu o persoană. Uite, regina de spade. Deci este ceva legat de o instituție publică, de o persoană care se ocupă cu actele sau o persoană care lucrează la stat care poartă uniformă aici. Uite, e o discuție clarificatoare care urmează da și. Vezi că răspunsul pe care îl primește va pune puțin la treabă și va fi nevoie să lași puțin în urmă distracția sau să lași puțin în urmă ori niște persoane mai tinere, niște prieteni. Apoi, ultima carte, 10 de spade. 10 de spade vorbește despre un final. 10 de spade vine la pachet cu acel moment în care cineva închide o situație. Deci, ceva se închide aici. Hai să vedem despre ce e vorba, ce se închide. Da. Este ceva ce nu-ți place legat de muncă. Da? Uh. Pot fi niște probleme aici la muncă, sau uh, se sfârșește un proiect, sau se sfârșește o situație. Hai să vedem exact despre ce e vorba. Atenție puțin la o problemă de sănătate care poate să apară, dar și la o femeie. da Vezi că ai de luat o decizie. În privința căreia nu prea știi ce să faci. Este ca și cum treci de la o extremă la cealaltă. Ai legătură, uite, aici cu zona sănătății sau cu o persoană care are niște probleme și trebuie ajutată. Să mai vedem încă o carte. Te văd aici blocat, da? Sau simți că e un blocaj, e ceva ce durează foarte mult timp. Deci, uite, în viitorul, puțin mai îndepărtat, aici totuși văd o așteptare foarte mare pentru tine. Poate să fie o perioadă în care ai foarte mult de lucru și aici ar fi bine să acorzi o mai mare atenție și problemelor de sănătate, pentru că totuși eu văd aici bucurie pentru tine. Să vedem de ce este blocajul. Wow, Blocajul ține de niște uh, informații care lipsesc sau de faptul că eviți să spui oamenilor despre triumful tău, despre bucuria ta. Blocajul ține despre uh, o situație în care lucrurile au funcționat, dar parcă nu e, nu e totul clar, dacă cumva mai durează. Caus ceva, încerci să rezolve o situație, și uite, e foarte mare susținere din partea unei persoane. Iar dacă ești singur sau singură, vezi că poți să cunoști pe cineva în viitorul apropiat, dar este o persoană care evită să-și arate emoțiile, da? pentru că uite, a mai suferit în trecut. Mai vreau o carte. Regele de băte. Uite, persoana asta să știi că te poate ajuta. Regele de bâte vorbește despre o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător, Unii poate chiar auziți de o problemă a acestei persoane. Hai să vedem puțin um, și acest tarot ce se transmite, ce trebuie tu să cunoști. Să vedem pentru viitorul apropiat 9 de monede. Uite, cartea asta vine cu o transformare extrem de profundă în viața ta. O transformare care ține de o mutare sau niște vești pe care le primești printr-un e-mail sau la telefon. Dacă este vorba despre o relație, vezi că afli niște vești care nu-ți vor plăcea legate de o călătorie. Da? Aici sunt niște minciuni foarte vechi care ți s-au spus în legătură cu o femeie sau uh, este o femeie care ți-a făcut probleme aici. Acum poți să afli adevărul. Să vedem pentru viitorul puțin mai îndepărtat. Da. Parcă se amână aici ceva. Fie o petrecere, fie o întâlnire. Văd aici o supărare legată de o zi sfântă, de o zi mare pentru alții dintre voi. Dar din nou, uite, eu văd aici o bucurie, văd aici un noroc legat de o călătorie, un noroc legat de o mutare, de o mașină, de un drum pe care îl faci. Și uite, este un bărbat aici care te ajută foarte mult într-o într situație. Sunt niște vești care nu-ți plac în legătură cu fidelitatea unei persoane, dragi ție. Văd aici că ai trecut printr-o perioadă de maturizare, ai trecut printr-o perioadă în care a fost nevoie să fii ceva mai dur sau mai dură. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată, eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu mare drag, dacă ai rezonat cu aceste mesaje, te aștept și la partea uh, uh. cealaltă, de asemenea, nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like funcții gratuite pentru toți și să ne revedem cu bine și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi și așa cum am zis, dacă ai rezonat cu ceea ce am spus aici, nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, dă videoclipul mai departe și poți să recomanzi canalul unei persoane dragi ție, pentru că mi-ar fi de foarte mare ajutor. Te îmbrățișez cu mare drag și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.